Marina, mulțumesc. Alegeri pentru eșalonul 2 de conducere în PNL. Ministrul de Interne, Lucian Bode, va deveni de astăzi oficial secretarul general al partidului. Asta în timp ce europarlamentarul Dan Motreanu va fi unul dintre cei 4 prim vicepreședinți ai PNL. Liberalii s-au reunit de 2 zile la Poiana Brașov, acolo unde își fac deja planuri pentru alegerile din 2024. Cred că și dacă ar fi câștigat, nu ar fi obținut atâtea aplauze. Da. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru Virgil Popescu pentru această decizie înțeleaptă pe care a luat-o. Este dovada clară a ceea ce spuneam anterior, și anume maturitatea Partidului Național Liberal, maturitate care trebuie să pornească de la nivelul conducerii partidului. Este foarte clar că pentru a ne îndeplini obiectivele propuse, pentru a putea să avem cu adevărat măsurile care țin de investiții, de dezvoltare economică, de rezolvarea problemelor generate de criza prețului la energie și gaze, este important ca ministrul de resort, ministrul de linie, să-și focalizeze toată energia și toate eforturile în această direcție.